Altfel nu-l prea conduc. Când merg la poker, nu beau, așa că am după fiecare seară câte o mașină pe mână. Așa că am condus aproape orice, de la Dacia 1300 a bătrânului până la Audi S5. Să conduc și să dau bună ziua. Astea sunt singurele lucruri pe care mi le-a lăsat tata înainte să ne părăsească. Aveam 12 ani când părinții au divorțat. El a plecat în alt oraș, la o curvă. L-am văzut o singură dată de atunci, în vara următoare, când a venit la Brașov să mă vadă. A venit cu ea. Îmi venea să strâng de gât, să uita la mine cu privirea mieroasă, ca atunci când ești în tren și în același compartiment, se treacă un copil încoace și încolo pe lângă picioarele tale. Un drag de la nesimțit, care n-a fost învățat că atunci când călătorești cu necunoscuți, nu-i frumos să-i deranjezi. Curva, ca și zicea mama, tot încerca să intre în vorbă, dar se vedea că tata nu e prea încântat când i-am întrebat tot felul de chestii care lui pur și simplu nu-i veneau în minte. Cum e la școală și ai o iubită, etc. Am mâncat o înghețată cu ei. Ne-am plimbat puțin prin centru și cam atât. Îl uram pentru că ne-a părăsit, dar nu mi-era dor de el, chiar dacă nu am fost foarte apropiat niciodată. Îl uram pentru că fusese egoist, îl uram pentru că o făcuse pe mama să plângă atâtea nopți. Nu țin minte ce înghețată am mâncat atunci. Vanilie sau ciocolata, pe băț sau la cornet.